Specialiștii o numesc boala secolului. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că în următorii 5 ani va deveni o a doua cauză a mortalității în lume. Unul din patru oameni va suferi în timpul vieții de o formă mai ușoară sau mai severă de depresie. Nimeni nu pare a fi imun. Boala poate lovi pe oricine. Ea nu ține cont de statutul social și nici de vârstă. Depresia este o boală deosebit de periculoasă, care poate conduce la sinucidere. De aceea este important să cunoaștem cauzele care declanșează această boală. Depresia poate fi cauzată de mai mulți factori, precum sărăcia, șomajul, pierderea unei persoane dragi sau divorțul. Toate acestea pot conduce la depresie. În formele ușoare poate fi suficient sfatul unui psiholog. În cazul în care depresia persistă peste ani, este nevoie urgentă de un tratament medicamentos. Netratată la timp, o depresie ușoară se accentuează și în forma gravă chiar poate pune în pericol viața persoanei, deoarece unul dintre simptomele depresiei este gândul recurent la moarte. De la gândul la sinucidere, de la ideația suicidală din când în când, se poate ajunge chiar la planuri și la punerea în practică acestor planuri, care uneori pot fi duse la sfârșit. Aceste cazuri sunt frecvente. Reamintim și cazul tinerei de 28 de ani, mama a 3 copii, care, în urmă cu câteva zile, a încercat să-și pună capăt zilelor din cauza depresiei și a certurilor cu soțul. Din fericire, un echipaj SMURD a ajuns în timp util la locuința familiei și a transportat-o la spital. Acum, femeia este în afara oricărui pericol. La fel de important este și să cunoaștem simptomele depresiei, pentru ca în momentul sesizărilor să apelăm la specialiști. Simptomele care ar trebui să ne îngrijoreze pot fi, în cazul depresiei, tristețe în cea mai mare parte a zilei și în majoritatea zilelor, un sentiment de oboseală accentuată, senzația de epuizare, lipsa interesului pentru activitățile care înainte făceau plăcere persoane, o tendință de izolare, insomnia sau hipersomnia, luarea în greutate sau scăderea considerabilă în greutate. În cazul în care aveți rude sau prieteni care prezintă aceste simptome și un comportament schimbat, convingeți-le să meargă la un specialist. Puțin știu că la sinucidere ajung pacienții care au depresie ușoară și nu severă. Asta pentru că simptomele lor nu sunt observate la timp de cei din jur. Depresia reprezintă o combinație de mai multe simptome emoționale, fizice, comportamentale și cognitive. Conform estimărilor, din 10 români, unul suferă de depresie. Asta înseamnă că, în momentul de față, în România există aproximativ 2 milioane care suferă de boala secolului. Jumătate din ei nici măcar nu știu că au această afecțiune, iar dintre cei care știu, mai puțin de o treime se și tratează.